Germania a introdus de ceva timp un regulament bazat pe bunăvoința și receptivitatea oamenilor de a limita utilizarea pungilor de plastic. Conform autorităților, folosirea acestora a scăzut cu aproape 66% în ultimii ani. Mai nou, clienților germani nu li se vor mai oferi pungi de plastic pentru cumpărături din 2022, ca urmare a unei decizii adoptate de Parlamentul German. Excepție fac pungile foarte subțiri, cum ar fi cele care se găsesc în raioanele de fructe și legume. Cauza o reprezintă avariile la CET Sud și CET Grozăvești de la sfârșitul săptămânii trecute, dar problemele se vor rezolva până la finalul săptămânii, au declarat reprezentanții Elcen. Pe lângă asta, țevile vechi, degradate și rețeaua învechită reprezintă tot atâtea impedimente în livrarea agentului termic. Situația nu pare a se remedia prea curând, explică un oficial Termoenergetica. Mai nou și legea adopției va fi simplificată și tot procesul birocratic se va reduce substanțial. Aceasta a fost votată de Camera Deputaților și trimisă spre promulgare la președinte. Conform modificărilor, reprezentanții statului nu vor mai fi nevoiți să caute ani întregi rudele copiilor până la gradul al patrulea pentru a le cere permisiunea ca cei mici să poată fi adoptați. Interpol face apel la vigilență din partea statelor membre și în ceea ce privește riscul de circulație al testelor false, a căror utilizare riscă să se intensifice odată cu reluarea deplasărilor internaționale. Unitatea de criminalitate cibernetică a Interpol a reușit deja să identifice circa 3.000 de site-uri care sunt suspectate că ar vinde medicamente și materiale medicale contrafăcute. Coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat că Institutul Cantacuzino este echipat corespunzător pentru a primi vaccinul și în celelalte 6 centre de stocare pregătirile au intrat în linie dreaptă. Toate echipamentele sunt achiziționate deja. Capacitatea de stocare este de 1.500.000 de doze la Cantacuzino și încă 200.000 de doze la centrele regionale. Radu Vaștag este chitaristul trupei Bere Gratis și de 3 ani a înființat o afacere cu brazi închiriați. Conceptul este destul de simplu. Radu livrează bradul la domiciliul clienților și îl împodobește conform cerințelor acestora. Practic vine în ajutorul celor care nu au timp să cumpere pomul de Crăciun și nici să alerge în căutarea decorațiunilor perfecte. 650 dintre ele sunt doar în capitală. Bucureștiul continuă să aibă o rată de infectare de peste 3. Medicii din spitalele COVID, în special cei de la ATI, au ajuns la epuizare și fac un apel disperat la responsabilitate. Îi roagă pe oameni să trateze cu seriozitate virusul pentru a fi evitat colapsul spitalelor. Decembrie, luna sărbătorilor, luna cadourilor și luna cozonacului. Cozonacul este unul dintre deserturile cel mai greu de făcut de către un cofetar. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem o amintire legată de cozonacul făcut de bunica. Și pentru că voiam să vedem cum se pregătește un cozonac de nota 10, am mers la cozonăcăria celebrului Nea Vasile, care are o experiență de aproape 20 de ani în domeniu. În privința jocurilor video, Sony o duce foarte bine. PlayStation 4 s-a dovedit a fi un veritabil succes. Jocurile exclusive pentru această consolă s-au vândut în cantități apreciabile, iar PlayStation 5 a avut parte de o primire extrem de călduroasă din partea gamerilor. Într-atât de călduroasă încât noua consolă Next Gen de la Sony a zburat de pe rafturile virtuale ale magazinelor foarte repede. Fabricate în România, dar totuși destul de ocolite de români, noile modele Dacia fac în conjurul lumii, atât din punct de vedere al designului, cât și din punct de vedere al performanțelor. Dacă despre modelele Logan și Duster deja știm că au reușit să cucerească inimile vesticilor, de această dată modelul Sandero este în lumina reflectoarelor. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sectorul 3 din cadrul Poliției Capitalei au reușit să anihileze o grupare infracțională care se ocupa cu comercializarea de produse contrafăcute. Investigațiile polițiștilor, derulate cu procurori de la parchet, au reușit să-i depisteze pe traficanții care vindeau prin intermediul unor site-uri comerciale pe care le clonaseră, în special parfumuri. La întrebarea, considerați că metodele de predare în spațiul virtual vă sunt folositoare? 68,3% au răspuns că da, 15,3% că nu, iar 16,4% au spus că ori nu știu, ori nu răspund. În această scindare a preferințelor, în rândul elevilor, observăm un procent de 31,7% care nu prezintă un interes complet față de această metodă de predare.